fiindcă, uite, acolo lângă operatorii de sunet și ne urmărește tot timpul în timpul spectacolului. Noi! Crie! Noi! Atunci unde e? Unde e? E acasă! La Satiricus! Iată-l! L-am găsit! Care le-au meritat în razele rampei actori cu emoții. Și gongul al treilea de acum s-a dat și în sală mai trec spectatorii cu toții. Spectacolul sorții ce n-are final, sudoare și lacrimi pe scândura scenei. Alături de el am pășit la egal, în vârstă de loc, roluri a două decenii. Satire și dramă, umor, tragedii, știuta să-și facă prin teatru cărare. Răvajii vineau să ne facă pustii, dar noi rezistam prin puterele sale. Din umbră făcută lumină și joc, și măștile noastre de-acum o să cadă. Să fim spectatori și actori la un loc, în teatru ce azi cu inima lui bate. Maestre, e timpul să ne închinăm, dar nu e finalul. Știi bine, maestre. Că mâine ieșim din nou să jucăm. Dar astăzi, la vis, ne închinăm pentru tine. Dacă poate atâta în patru, să te mai plătesc o dată.
Cel blestematul, Vinul amicul, Împăratul. Tot prezumii păituit, adică îmbătrânit, dar cu rolul l-ai jucat cu ce poate de curat. Trăiești pe numele tău, de-ai înșcat, Dumnezeu. Sandu Grec împlinește 20 de ani de când este director al Teatrului Satiricus, de când a creat, a fondat această instituție din Republica Moldova. Tot azi împlinește 25 de ani, deci sărbătorește, mai bine zis, 25 de ani de activitate scenică. Și mai în glumă, mai în serios, își sărbătorește și aniversarea, jubileul de 50 de ani. Să-l felicităm! A venit timpul să-i acordăm și noi un premiu, Ion Luca Caragiale, pe care el îl merită cel mai mult din toți și în genere, cred că, din această republică. Numai, măcar grație faptului că a montat întreaga operă a lui, a marului dramaturg, deci toate cinci piese au fost montate, am realizat integrala Caragiale, care nici în România nu s-a realizat. Pentru asta să-l aplaudăm. Pentru contribuții remarcabile la valorificarea dramaturgiei naționale, clasice și contemporane, domnului Alexandru Grecu. Din partea teatrului. Suntem și noi generoși, măcar la 50 de ani, nu cred. Și acum o felicitare din partea întregii trupe, Sandu Grecu, 50 ani. La jubileul tău, cel strălucit, să nu fii trist, maestre, n-ai motiv. Einsteinii, care înseamnă leit, ne spune clar că totul e relativ. Bulgarul care mult te-a îndrăgit, că porți cu cinci cantale istindat, o veste ți-a adus din infinit, maestre, manuscrisele nu art. De față ieși domnul Caragiale, o vorbă pentru polițaiul Ghiță. De-acum puteți să trageți din pistoale, că l-au demis pe Iacob Gumeniță. Molière și Cehov sunt nedumeriți. Îi depășește pareții idila, când Grecu, dramaturgii închipuiți, căsătorește în scenă cu Deasila. Aceștia au venit și te aclamă, maestre, ce autor ce te prețuiesc, să fii pe pace, nu e nicio dramă, că te la spate unii te bărfesc. Noi te iubim, actori și spectatori, și venerat de toată lumea ești, de aceea îți urăm de mii de ori, maestre, la mulți ani, să ne trăiești.